De la cât am mers pe acolo. Ce-i drept, acum am terminat. N-am mai vrut să fac nimic pe zile, cum am făcut la Agraria. Am zis să fac mai multe filmulețe, poate mai interesante, nu știu. O să vedeți voi și o să-mi spuneți după. Da. Haideți să vă povestesc ce am făcut eu pe acolo. Prima zi am zis să dau o tură. M-am rătăcit, să zic așa. Mi-a luat ceva timp până să ajung. M-a prins ploaia, m-am udat un pic, nimic grav. A doua zi am filmat puțin. Am vorbit cu mulți dintre voi care ați venit și m-a salutat. Vă salut din nou. N-am cum să vă rețin pe toți, nu mai țin minte cu cine am vorbit. Țin minte că am vorbit cu Valentin DVM, are un canal de YouTube. Probabil îl știți majoritatea. A crescut ceva în ultima vreme. Cu Mihai Dumi, cei care îl știu de pe grupurile de Facebook. Este un băiat foarte de treabă. Pe ei doi i-am reținut. Și pe Ionuț, salutare Ionuț. Ionuț care după Agriplanta s-a dus, a făcut o baie mare la Constanța și a plecat acasă. Cine a mai fost cunoscut? Colegi de mei după la facultate, vă salut și pe voi. Da, și cam atât am reținut. Ce am mai făcut? A doua zi seara am plecat la Constanța. Am fost la examen sâmbătă dimineață. După care m-am întors din nou la Fundulea, încă două zile. Tot vineri am dat și un interviu la Viața Satului, probabil o să apară. Nu știu. Nu cred că o să găsesc secvențe să vă pun în filmuleț. Dacă găsesc, vi le arăt, dacă nu, nu. Cei de la TVR sunt mai stricți cu filmulețele lor și nu vor să le dea să le postez și eu. Asta e. Îi înțeleg perfect. E filmarea lor, fac ce vor cu ea. Da, eu filmez mai ok. Adică filmez mai ok. Am mai multe filmări cu mine, așa că nu m-ar interesa una în plus. Sunt cam deshidratat de la căldură. Ultima zi de Fundulea a fost și cea mai fierbinte, să zic așa. Sâmbătă, ce am făcut sâmbătă? Sâmbătă... Nu mai știu. Sâmbătă a venit și tata cu Neluș, prietenul care ne-a vopsit tractorașul. Apropo, tractorașul a fost acolo. Cei care au fost l-au și văzut. I-au făcut poze. Mi-am făcut poze cu mulți dintre voi. Sper să le și văd, nu știu, postate pe undeva. Ce am mai făcut? Sâmbătă. Da, am stat cu taică-mi pe acolo. Tot sâmbătă am fost la
parcare de-a lui Case. Case au adus un buldo excavator, l-au avut acolo și puteai să te duci să te urci cu un instructor. Instructorul îți explica care-i treaba cu manetele și tu trebuia să bagi un bolt într-un con sau o chestie de metal. În prima zi, normal, m-am făcut de căcat în fața unor fete care s-au descurcat mult mai bine ca mine. Ce pot să zic? Asta e. Bravo, fetelor! Fetele cred că erau deja de la Chei sau ceva, nu știu ce se ocupau ele. A doua zi m-am enervat, mi-am luat camera, mi-am pus-o pe cap și m-am dus din nou acolo. Și o să vedeți secvența, probabil zilele astea, cine știe. Ce am mai făcut? Duminică am făcut ceva demonstrații cu tractorul. Demonstrații. Cum funcționează pupa cu tractorul meu, care se va și întoarce la Constanța mâine. Mâine vine tractorul și o să încep să filmez cu el în sfârșit. Îmi vine frumusețea aia de tractor. Toți mi-au lăudat tractorul, au fost încântați de el, nu știu ce să zic. Da, și eu sunt încântat, abia aștept să-l și folosesc. Ce am mai făcut? Păi, tot azi, da, am mai stat pe acolo. Am stat de vorbă și m-am împrietenit super bine cu cei de la Agrovaro, deci pentru mine acum sunt ca și, nu știu, niște prieteni de câțiva ani. Cu toate că am stat la Cluj 4 zile și aici 4 zile, deja ne-am împrietenit super bine și sunt tot ok. Chiar o să vă arăt niște secvențe de la muzeul care se va deschide. Fiindcă, după cum știți, Agrovaro, Ștefan de la Agrovaro, are o colecție de utilaje vechi, de tractoare vechi, de motociclete vechi, mașini vechi și are un spațiu de aproximativ 10 hectare undeva la munte, aproape de Alba, unde a făcut un muzeu. Sunt niște căsuțe vechi acolo, sunt expuse utilajele. Mai au un pic de lucru, dar intrarea va fi gratuită, așa că dacă ajungeți în zonă, nu știu, Râmeț sau ceva de genul se numește localitatea, o să vedeți la mine când mă duc acolo, o să vedeți unde mai exact este, unde ajung și ce puteți vedea acolo. Este o zonă liniștită de munte, unde vă puteți relaxa într-o zi, să vedeți niște utilaje vechi, cum a început agricultura, pluguri vechi, tractoare vechi. Eu zic că o chestie super interesantă, adică pe mine chiar m-ar interesa chestia asta, sincer. Și o să mă duc și o să vă arăt și vouă care-i treaba. Da, cum ziceam, sunt super tari cei de la Agrovaro. Adică m-am împrietenit cu ei, sunt niște oameni simpli. Sunt oameni care se văd că au trăit la țară cumva, adică au trăit cu chestia asta, nu știu, simplu, așa, nu fițe de oraș, nu sunt agenți de vânzări care să-ți explice tot felul de teorii și de chestii să te aburească să cumperi, nu, sunt pe bune. Am văzut cum vorbesc ei cu oamenii ceilalți, nu numai cu mine, pe mine mă cunosc destul de mult timp și eu deja știu multe chestii, dar am văzut cum vorbesc cu alți clienți și este o diferență. Am fost și eu la alte standuri, am vorbit cu cei de acolo. Na, sunt oameni care știu teorie și vor să vândă chestii care probabil n-au văzut nici cum se folosesc. Ce pot să zic? În fine. Nu că îi laud pe cei de la Agrovaro, dar sunt sigur că cei care îi cunoașteți pe cei de la Agrovaro îmi dați dreptate. Deci, sunt diferiți. Da, cu asta îi salut pe toți de la Agrovaro. Cu cine am stat acum? Am stat cu Ștefan, cu Daniela, Ioșca, Tomaș sau Tomșas? Mamă, n-am ținut bine numele.
Coni, Bianca și Dănuț. Și Cristina. Bă, Cristina a lăsat ultima. O să mă înjure pentru asta. Da. Nu știu, sper să vadă filmulețul și ei dacă se uită sau nu. Da, și cam atât. Asta a fost un intro pentru filmulețele viitoare la care vă veți uita, sper, cu drag. Nu știu. Sper să vă placă. Am făcut ceva mai simplu, să nu vă mai arăt aceleași chestii în fiecare zi. N-am făcut vlog, n-am făcut live. A fost ceva mai simplu, m-am axat pe comunicare cu cei care au venit acolo și cei care m-au cunoscut. Fiindcă voi știți cei cu care am vorbit. Dar bun. Închei filmulețul ăsta cu câteva clipuri din ce veți vedea în viitor. În viitorul apropiat, adică mâine, poimâine, răspoimâine, nu știu, zilele astea. Depinde cum am timp să le editez. Și vă salut și ne vedem probabil în câmp după încă câteva filmulețe. Atunci probabil o să pun și o mână la muncă și știu ce vreți de fapt. Vreți să mă vedeți muncind, să mă murdăresc pe mâini, să transpir, să înjur, să fiu nervos, să fiu calm, să fiu pe câmp, să cosesc, să greblez, să discui, să ar, să recoltez. Nu știu. Să car, să transport, să culeg, să prășesc, să stropesc, să dau cu îngrășământ, să-mi sune telefonul în timp ce vorbesc cu voi. Nu știu. Sunt multe chestii care le vreți și le veți avea, dar pe viitor, și vă rog să fiți calmi și să vă uitați la tot ce urmează. Așa că mulțumesc pentru cei care o să dea like la filmulețul ăsta. Mulțumesc pentru cei care o să dea share la filmulețul ăsta dacă vreți. Mulțumesc pentru cei care vor să mă cunoască și îmi sună din nou telefonul și o tot resping. Și iubita mea acum o să mă înjure, fiindcă i-am respins apelul de două ori și o să fie nervoasă. De ce nu merg? Am început să vorbesc aiurea. Bun, gata, închei aici. Mă duc acasă și mă apuc de treabă de mâine. Promit că mă apuc de treabă de mâine. Gata, baftă!